spune-mi, cum o să arate vara asta pentru tine? O să arate încărcată, e o vară încărcată, o să mergem și în vacanță, bineînțeles. O să profităm și de o vacanță cu David, o să profităm și de o vacanță cu prietenii și apoi sfârșitul de august, când ne ducem să-l instalăm, ca așa am auzit că se spune, să-l instalăm pe David la facultate. Și să-ți faci abonament spre destinația respectivă. Da, să știi că chiar m-am interesat dacă există abonamente. Eu am glumit, dar văd că a prins. Da, a prins pentru că chiar m-am interesat de abonamente și există un soi de plată pe care o faci la o anumită linie aeriană și atunci ai niște reduceri la biletele pe care le cumperi. Sunt în curs de documentare pentru acest lucru, da, pentru că cu siguranță vor fi multe zboruri. Spune-mi, Iuliana, în multe veri ai fost la mare și ai petrecut multe zile. Care e cea mai frumoasă amintire a ta de la mare? Cea mai frumoasă a mea amintire de la mare este amintirea din fiecare început de sezon de mare, când revăd marea. Mie îmi place foarte mult marea și de fiecare dată când revăd marea, mă impresionează și o ascult și îi transmit mesajele, adică îi ascult mesajele și îi transmit și eu la rândul meu mesaje și este ziua cea mai frumoasă, fiecare zi, când fiecare început de sezon de la mare. Spune-mi, te-am văzut aici la eveniment cu o doamnă care îi spui soră și sunteți născute în și nu știai. Da, exact. Tatiana nu știa de soră. Da, Sorela, nu soră. Sorela e mai presus de soră, pentru că este o soră apărută în urmă cu 2 ani, este născută în aceeași zi cu mine, a stat față în față la o petrecere, Mihaela Ghinea se numește, și mi-a spus, știu, eu sunt născută în aceeași zi cu tine. Și din acel moment s-a creat așa o chimie între oameni și în momentul când, de exemplu, anul acesta am rugat-o că la sala Dallas, spectacolul la care și tu ai fost de ziua lui Adrian, să mă ajute cu un decor de flori, ea a răspuns bineînțeles imediat da, iar decorul de flori a fost wow. Ea nu știe să ofere puțin, oferă întotdeauna foarte mult, iar decorul de flori de la această lansare de carte la care ne aflăm astăzi este oferit tot de ea. Și atunci, pentru că ziua ta e pe 31 august, din ce știu eu, spune, ce o să faceți? Aveți vreun plan? Ai ghicit. Anul trecut ne-am făcut ziua împreună. Ne-am sărbătorit pentru că tot ne-am cunoscut. Din seara în care ne-am cunoscut, am zis că ne vom sărba ziua împreună și am făcut lucrul acesta. Ne-am sărbat ziua împreună în Delta Dunării anul trecut. Iar anul acesta, probabil că ne vom sărba tot împreună la Utrecht, în Olanda, unde va merge David.